La Sfinția voastră mulțumesc foarte mult, Sfinți Părinți, doamnelor și domnilor, dragi prieteni. Preasfințitul Episcop mi-a făcut enorma onoare de a mă invita să vorbesc în fața dumneavoastră. Da? Îi mulțumesc pentru asta. Nu știa ce riscă. Mi-a spus mai devreme că pe Facebook-ul care e ținut de câțiva prieteni erau niște comentarii care mă zugrăveau acid pentru diferite lucruri. Spuneați, preasfințite, că o să faceți aluzie la asta, n-ați făcut. Da. În fine, v-ați asumat aceste riscuri. M-am gândit ce aș vrea să vă spun în comunitatea dumneavoastră și în biserică. Am mai vorbit o dată în biserică la invitația părintelui Galeriu la Biserica Sfântul Silvestru. Cred că undeva puțin peste jumătatea anilor 90 și atunci mi-am ales ca temă ceva ce părintele Galeriu ar fi vrut să afle mai multe despre acest subiect, și anume despre corectitudinea politică. Un subiect care încă era exotic pe vremea aceea în România, dar care deja cred că și-a câștigat oarecare popularitate, trag nădejdea că negativă. Pentru că corectitudinea politică nu e o formă de politețe, este o formă de ideologie agresivă care trebuie semnalizată și condamnată. Acum m-am gândit ce cauză să apăr ca să fie în răspăr cu lucrurile care astăzi par bine așezate și, de fapt, nu sunt. Și m-am gândit două lucruri să fac în fața dumneavoastră astăzi. Să apăr o cauză care pare astăzi pierdută, și anume capitalismul. Și, al doilea lucru, să încerc să vă spun ceva despre cum cred că ar trebui să arate rolul creștinului în lumea de astăzi. Am să încep cu capitalismul. Eu sunt foarte pro-capitalist. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că îmi plac bogătașii? Oare? Sau că îmi place venalitatea, lăcomia, brutalitatea ăstora care sunt cu nasul pe sus și au conturi foarte mari în bancă și așa mai departe? Sau că îmi place discriminarea săracilor de către bogați sau lucruri de felul ăsta? Nu, categoric nu. Aș vrea să vă spun ce înseamnă capitalismul și o să înțelegeți imediat de ce sunt atât de pro-capitalist. Acum, pentru noi care am trăit până în 1989 într-un regim de economie socialistă, ceea ce însemna o economie bazată pe proprietatea poporului asupra mijloacelor de producție, în care noi așa, noi toți, eram proprietarii mijloacelor de producție și fiind proprietarii mijloacelor de producție, creaserăm un nou tip de relații de producție care erau cele socialiste. Acum, nu o să vând castraveți la grădinar spunându-vă că acel aranjament economic a fost falimentar. Nu a reușit să producă prosperitate, nu a reușit să creeze libertate pentru actorii economici, în schimb a adus o enormă mizerie pe care cred că ne amintim. E vorba de lipsurile alimentare, e vorba de asistența medicală și de medicamente care erau amândouă într-o stare deplorabilă. E vorba de frigul din case și de un lucru care nu se vede pe termen scurt, dar care pe termen lung își lasă urmele în biologia oricăruia dintre noi. Mizeria. Noi am trăit în mizerie. Iar mizeria se vede, știți unde? Pe culoarea tenului, pe dinți, pe gingii, pe ținuta omului, omul care trăiește în mizerie și care n-are speranță, se încovoaie, se chircește. Ceva în el, la nivel biologic,
se modifică. Se chircește un bun cuvânt românesc pentru a descrie ce se întâmplă cu omul care trăiește în mizerie. Ori toate astea se vedeau pe noi. Știți când mi-am dat seama pentru prima oară cum anume mizeria socialistă se sădise în biologia noastră? În momentul în care, înainte de 92, când am putut prima oară să ies din străinătate, din țară pentru a merge în Occident, cu o bursă Tempus a Uniunii Europene, a fost acel val de jurnaliști care, atrași de schimbările politice din România, veniseră. Și cum aproape un an de zile mi l-am petrecut pe străzi, între 21 decembrie 1989 și practic sfârșitul anului 90, i-am văzut, i-am invitat în casă, casa mea era atunci deschisă pentru toată lumea, și am văzut că e o deosebire între tenul, culoarea dinților, a gingiilor și a buzelor noastre și a lor, a occidentalilor. Și răspunsul este că se vede în biologie economia socialistă. Iar economia socialistă, dacă este să judecăm după tenul nostru palid, după dinții noștri stricați și după alte semne sădite în biologia noastră, este proastă. De ce este proastă? Și încep prin... fac primul pas în apărarea capitalismului. Acum, dacă îi spun capitalism, astăzi este aproape un cuvânt de ocară, pentru că socialiștii au câștigat foarte multe din redutele spațiului public și foarte multe din prejudecățile și urile lor au trecut în limbajul obișnuit. Cumva, noi suntem contaminați de socialism și anume de reprezentările lor, pentru că ei domină spațiul public din punct de vedere cultural. Dacă vă uitați la o țară ca Franța și Jean Sevilia, care a vorbit în fața dumneavoastră anul trecut, v-a spus că peste 90% dintre jurnaliștii care scriu în presă și sunt activi, deci fac opinia publică, pentru că prelucrează știrile, declară că sunt socialiști și că votează socialiști. Asta trebuie să ne pună pe gânduri, pentru că 90%, peste 90%, nu seamănă cu niciun fel de echilibru la care ne-am putea aștepta. Deci, cumva, noi suntem contaminați de reprezentările lor și de felul prin... De anumite expresii pe care le folosesc, pe care le-am auzit des, și nu se poate să nu intre odată cu aceste expresii și filozofia lor subiacentă. Capitalismul, deci, apare în contexte care sunt negative, pentru că a devenit aproape un cuvânt de ocară. Marx a folosit cuvântul, dar el a mai folosit o expresie pentru a desemna capitalismul, care este foarte potrivită, anumit sistemul economic modern. Da, capitalismul este sistemul economic modern și perifraza prin care vă invit să gândiți mai bine ce înseamnă capitalismul este următoarea. Este ordinea socială a proprietății private. Asta înseamnă următorul lucru. Înseamnă că există o ordine socială care este bazată pe faptul că oamenii au dreptul să dețină proprietăți private și când spun că au dreptul să dețină, înseamnă că există un aranjament juridic care consfințește proprietatea privată. Și nu numai atât, ci și libertatea schimburilor pornind de la această proprietate privată. Deci capitalismul înseamnă ordinea socială a proprietății private și a garanțiilor juridice pentru proprietatea individuală și pentru libertatea schimburilor. Asta e capitalismul. Nu vă gândiți la capitaliști, nu vă gândiți la iahturi, nu vă gândiți la conturi în bancă, nu vă gândiți la filmele pe care Hollywoodul le scuipă pe noi în continuu, în care Jacko parcă este un fel de șacal lacom, lipsit de scrupule și cinic de pe Wall Street, și face regula acestei lumi. Nu asta înseamnă capitalismul. Capitalismul înseamnă ordinea socială a proprietății private și a garanțiilor juridice pentru proprietatea individuală a oamenilor și pentru libertatea schimburilor. Și mai înseamnă ceva capitalismul. Pornind de la ordinea socială a proprietății private, înseamnă un anumit mod de alocare a resurselor și a bunurilor. Știți care? Acela care este bazat pe formarea prețurilor. Știți ce înseamnă asta? Formarea prețurilor înseamnă următorul lucru. Că
dacă preasfinția sa mi-ar permite să vând ceva în biserică, ceea ce nu este recomandabil, ar însemna că eu, cu dumneavoastră, intru într-un dialog de tipul următor. Am un bun și vă spun, îl vând. Iar dumneavoastră formați instantaneu în mintea dumneavoastră două tipuri de judecăți. Un tip de judecată este, îmi doresc sau nu acest bun. Dacă răspunsul este da, îmi doresc acest bun, atunci intrați în dialog cu toți aceia dintre dumneavoastră care au ajuns și ei la formularea da, îmi doresc acest bun și formați în mintea dumneavoastră cât anume sunteți dispuși să cheltuiți pentru a dobândi acest bun. Iar acest lucru nu depinde numai de judecata dumneavoastră, ci depinde de interacțiunea dintre prețul pe care dumneavoastră l-ați da și cel pe care semenii dumneavoastră, toți, l-ar da dacă ar dori să cumpere acel bun. De aici știți ce rezultă? Rezultă că valoarea bunului pe care eu îl ofer nu depinde atât de mult de valoarea pe care eu i-o confer, ci de media interacțiunilor dintre dumneavoastră și dorința mea de a pune în vânzare un bun. Iar media estimărilor dumneavoastră ține seama de foarte multe lucruri. Ține seama, în primul rând, de dorința dumneavoastră de a avea acel bun. Cât de intensă este, dar conține prețul la care ajungeți în minte, deci ceea ce ați fi dispus să cheltuiți, pentru obținerea unui bun, conține și o informație despre cât aveți disponibil ca să cheltuiți pentru dobândirea acelui bun. Altfel spus, formarea unui preț este un fenomen foarte complex, care reflectă dorințele și posibilitățile dumneavoastră într-un fel care ține seama 1. De prezența voastră, 2. De dorințele voastre, 3. De posibilitățile dumneavoastră. Acum, ce înseamnă de fapt că un bun este disponibil și că dumneavoastră îl cumpărați? Înseamnă că se formează un preț. Prețul reflectă posibilitățile, dorințele dumneavoastră în interacțiune complexă. Asta înseamnă că valoarea bunului este fixată, de fapt, de consumator. Capitalismul este acel sistem de distribuție a bunurilor și a resurselor în care prețurile sunt formate la cumpărător. Asta înseamnă că capitalismul este singura formă veritabil democratică de a conduce o economie. Pentru că știți care este alternativa? Am folosit deja un termen greșit, care e socialist. Conduce o economie. Nu, o economie nu se conduce. Așa cred socialiștii. Nu. O economie există prin faptul că libertatea și proprietatea individuală sunt public exprimate, deci garantate juridic, și se desfășoară aceste schimburi pe bază de formare de dorințe și de valori, de prețuri pe care oamenii le fac în mintea lor. Alternativa la acest mod de formare a prețurilor este următorul. Și acum descriu, de fapt, o să vă dați seama, atât un sistem foarte primitiv și brutal, cât și esența socialismului. Cineva are putere. Știți cum se face puterea? Puterea este următorul lucru. Eu mă ridic în picioare, am o mitralieră și împușc câțiva dintre dumneavoastră. În clipa aia dumneavoastră sunteți îngroziți. Sunteți îngroziți. Și deși sunteți mult mai mulți decât mine, iar eu am un singur încărcător care are doar 30 de gloanțe, vă e frică de mine. Nu riscați să vă pierdeți viața, adică următoarele 20 de gloanțe să fie cheltuite pe dumneavoastră, și rămâneți în expectativă. Această frică a dumneavoastră față de mine, care sunt un criminal, se numește putere. Și atunci eu vă spun așa. Scot o mărgică de sticlă din buzunar și vă spun, ea costă $1000. Cumpărați-o.
Nu mai e vorba de formarea prețurilor, de dorințele dumneavoastră, de valorile pe care le faceți și de posibilitățile, de fapt, de a cumpăra ceva în venituri pe care le aveți. Nu. Este un raport de forță în care eu, pentru că sunt puternic, impun anumite prețuri. Acum, se poate că eu să nu fiu atât de brutal și de rău și să fiu un om bun. Omul bun spune următorul lucru. Eu vă vreau binele și aș vrea ca să aveți toți de toate. Haine bune, resurse și așa mai departe. Și care sunt resursele mele? Să ne presupunem că lumea noastră este limitată de gardul Sfintei Biserici în care ne găsim. Astea sunt toate resursele pe care le avem la dispoziție. Sunt resurse rare, puține. Și atunci eu care conduc lucrurile, ce fac? Păi, trebuie să vă hrănesc pe toți, să vă îmbrac pe toți, să vă mulțumesc pe toți. Dar eu sunt un om bun. Și mă gândesc cum pot face acest lucru. Știu puține despre dumneavoastră. Nu știu dumneavoastră exact ce dorințe aveți, dumneavoastră ce dorințe aveți. Și atunci rezolv problema spunând, ok, ca să nu mai fie inegalități, vă îmbrac pe toți la fel. Și atunci inventez uniforma chinezească. Dar cine s-o producă? Eu nu știu că dumneavoastră sunteți poet, dumneavoastră pictor, dumneavoastră strungar, dumneavoastră așa. Fiecare spune, eu am pregătirea cu tare. Dar eu nu vă cunosc. Și mă gândesc, poate că ei vor să mă înșele. Ei nu-și cunosc interesul lor, fiecare vrea să capete un loc mai călduț. Și atunci eu spun, nu, suntem toți egali. Ca atare, toată lumea va munci același lucru un număr de ore. Nu vreți asta? Păi câțiva dintre voi, care mi se pare că sunt mai fideli cauzei mele de egalitate radicală, îmi vor sluji drept câini de pază. Și atunci, dacă nu vreți, vă oblig. Nu sunt chiar atât de rău ca ăla dinainte care a ucis la început. Nu, eu am plecat de la cele mai bune intenții. Dar ca să impun egalitatea absolută, trebuie să recurg la forță. Pentru că egalitatea absolută nu există. Și în plus, resursele sunt rare. Ca să decid eu ce primește fiecare, trebuie să impun un act de forță. Și pentru că sunt rare, fatalmente, fie toți vor avea puțin, fie toți vor avea în același fel, fie mai bine, mai degrabă, ca în Ferma animalelor a lui George Orwell, mai degrabă cei care au acceptat să fie câinii mei de pază vor primi mai mulți, mai mult, pentru că sunt mai fideli. Iar dumneavoastră veți primi mai puțin, chiar dacă am pornit de la cele mai bune intenții. Acum, fabula acestei prezentări este următoarea. Lumea în care trăim și care este lumea în care Dumnezeu ne-a pus, este o lume complexă. Ea este făcută complexă nu de faptul că există munți, mări, dealuri, câmpii, livezi și nu știu ce. Nu geografia o face complexă, ci prezența noastră, a oamenilor. Iar noi suntem făcuți, știm asta, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă multe lucruri, dar înseamnă în primul rând faptul că suntem dotați cu libertate individuală, cu un suflet care este nemuritor și cu responsabilitate tot individuală, nu colectivă. Asta face ca, schimbând ce este de schimbat, lumea în care trăim să fie o lume în care toți oamenii au nu drepturi, nu asta. Toți oamenii pot revendica o egală demnitate în privința libertății lor. Asta este. Ei pot revendica o egală demnitate în privința libertății lor. Ceea ce face ca echilibrul care se poate stabili între oameni să fie un echilibru extraordinar de complex. Știți ce înseamnă în cazul de față complexitatea? Înseamnă că doar o minte, cum este mintea lui Dumnezeu, poate să pună o ordine în această conexiune multiplă care să fie realistă. Altminteri, pentru că noi nu trăim în mintea lui Dumnezeu, ci trăim în lumea creației lui,
Trebuie să existe un mod de a se corela această complexitate care să o facă gestionabilă. Ei bine, lucrul cel mai minunat, după părerea mea, este că acel tip de ordine care dă seama de această complexitate este o ordine care este bazată pe interacțiunea libertăților și nu pe impunerea egalităților. Revendicarea unei egale demnități pornește de la libertate. Și complexitatea la care suntem condamnați, pentru că într-un fel noi toți suntem Dumnezei, într-un fel metaforic, pentru că avem chipul și asemănarea lui Dumnezeu sădite în noi, pentru că este așa, interacțiunea dintre noi este de o complexitate extraordinară. Și singurul tip de ordine care face dreptate egalității, dreptului de a revendica o egală demnitate, este ordinea socială a proprietății private. Adică sistemul în care resursele și bunurile disponibile sunt distribuite către fiecare dintre noi, pornind de la prețuri. Iar aceste prețuri sunt stabilite pornind de la dorințele și posibilitățile consumatorilor. Nu de la decizia vreunui benevolent, dacă este, ori a unui malevolent, cum se întâmplă cel mai adesea, planificator. În anul 1920, un economist de geniu, pe nume Ludwig von Mises, un austriac, liberal, clasic, a elaborat un argument care arăta de ce anume nu este cu putință o economie centralizată și planificată. Argumentul lui, simplificat, suna în felul următor. El a presupus că planificatorii sunt bine intenționați și își cunosc meseria. Asta e foarte important. Deci nu a plecat de la premisa că sunt rău intenționați, corupți și așa mai departe, ori că sunt ignoranți. Nu. Își cunosc meseria și sunt și bine intenționați. Ei bine, spunea von Mises, cu toate acestea, ei nu vor putea planifica nimic. Pentru că în sistemele lor de planificare, să zicem în ecuațiile prin care ar trebui să facă distribuția bunurilor și așa mai departe, intră anumite mărimi. Mărimile de intrare sunt prețurile. Dar prețurile, ca să se formeze, au nevoie de o piață liberă. Dar, prin definiție, piața e controlată și centralizată. Deci, prețurile nu se pot forma. Ele pot fi cel mult dictate de către planificatori. Altfel spus, oricât de bine intenționați ar fi și oricât de cunoscători ar fi, ei trăiesc într-un soi de solipsism. Ei nu știu decât ceea ce ei înșiși planifică. Ei nu au o legătură cu valoarea reală a resurselor care sunt reale, care sunt rare, și a bunurilor. Și atunci ei sunt într-un circuit de suveică în care ce scot, de fapt, au băgat la începutul sistemului. Nu se poate face o contabilitate reală, nu se poate face un calcul economic real dacă nu ai prețuri reale. Iar prețuri reale nu se pot stabili decât pe piața reală. Și atunci, argumentul meu în favoarea capitalismului, care este de fapt un argument, să zic, economico-teologic, este următorul. Dacă toți avem un egal drept de a revendica demnitatea noastră și dacă acest lucru este reflectat în modul cel mai eminent de libertatea noastră, și dacă libertatea noastră nu poate exista în interacțiune decât dacă există ceva al nostru care este propriu și în mod inalienabil propriu, iar acest lucru, prin extensie, este proprietatea individuală, atunci ordinea socială în care proprietatea individuală, adică propriumul fiecăruia și libertatea fiecăruia sunt garantate juridic, această ordine socială, care se numește capitalism,
este cea care decurge în mod teologic și economic din felul în care ne-a creat Dumnezeu. Din acest motiv, eu sunt atât de procapitalist. Pentru că singurul tip de egalitate care se poate obține pe lumea asta este aceea care decurge din posibilitatea ca eu să contribui prin dorințele și proiecția mea la prețuri. Adică la mine, la consumator, să fie decizia asta, chiar dacă nu e o decizie personală, adică subiectivă, pentru că interacționează cu toți. Deci singura variantă în care toți au un cuvânt de spus, deși acest cuvânt nu se reflectă subiectiv, ci individual, ci prin interacțiune, este această ordine socială a proprietății private. Din acest motiv, eu cred că socialiștii sunt dușmanii umanității. Pentru că ei pleacă de la un model, eu nu spun să-i fugărim sau să-i prigonim, dar eu cred că ideile lor sunt profund nefaste. Pentru că atentează la această egală revendicare a demnității individuale care decurge din ordinea socială a proprietății private. Cum putem să ne lecuim de socialism? Păi, înțelegând acest lucru simplu pe care vi l-am spus adineori, ce este capitalismul? Capitalismul nu are nimic de a face cu capitalistul. Are însă totul de a face cu ordinea socială a proprietății private. Dacă nu vă place proprietatea privată, adică propriumul dumneavoastră, fiți socialiști. Dacă nu vă place libertatea, adică ceea ce a sădit dumneavoastră în dumneavoastră, în fiecare dintre dumneavoastră Dumnezeu, ca posibilitate de a avea un liber arbitru, atunci fiți socialiști. Dacă vă detestați în așa de măsură semenii, încât le refuzați orice drept de a participa la stabilirea prețurilor, fiți socialiști. Dar, dacă sunteți, fiți în cunoștință de cauză. Adică, știind că ați optat pentru ceva care este rău pentru semenii voștri. Dacă iubiți, fiți capitaliști. Ăsta e primul lucru pe care am vrut să vi-l spun. Poate erați convinși, dar v-a plăcut argumentul? Da. Da. Dacă Poftim? A fost un intermenț. Nu. Tot despre asta o să vorbesc și în a doua parte, și anume poziția creștinului în lumea de astăzi. Mai am jumătate de oră? Da? Rezistați încă jumătate de oră? Lumea europeană e o lume stranie. Pentru că asta este lumea în care a înflorit religia creștină. Ea nu vine din Europa. Ea vine din Asia Mică, vine din zona Levantului, o zonă pentru care în limba noastră, când spui levantin, te gândești la un om de serios, leneș, în general un om cu care n-ai vrea să te asociezi dacă faci afaceri, pentru că știi că te va trage pe sfoară, cu care să pui pe picioare o afacere, pentru că știi că e leneș, sau mă rog, visător, în fine, nu știu ce, și cu care nu ai vrea să fii în același pluton la luptă, pentru că e levantin. De acolo vine religia noastră. Dar ea a înflorit, creștinismul a înflorit în Europa. Și părerea mea este că așa cum Egiptul, după spusa lui Herodot, este un dar al Nilului, Europa este un dar al creștinismului. Europa a fost creată de creștinism. Prima globalizare pe care partea noastră de lume o cunoaște a fost sigur a Imperiului Roman,
cel mai întins imperiu de până la civilizația modernității pe care l-a cunoscut umanitatea, un imperiu în multe privințe remarcabil, dar dacă este să-i credem pe sfinții laici, cum a fost Simon Veil, care detesta Imperiul Roman pentru că fusese construit printr-o violență inimaginabilă și pentru că, așa cum un admirator al romanilor, Henri de Monterlon, spunea, ils étaient grands, mais ils étaient atroces. Erau mari, dar erau atroce. Există o atrocitate a spiritului, a sufletului roman, pe care o vedeți în toate istoriile lor. Simon Veil, din acest motiv, deși poate îi admira în anumite privințe, îi detesta. Dar prima globalizare europeană este globalizarea pe care o numim creștinătate. Creștinătatea a avut doi plămâni, creștinătatea greacă și creștinătatea latină, iar dumneavoastră sunteți o încercare de a unifica cele două creștinătăți, cea răsăriteană și cea apuseană, una de limbă greacă, legată de Imperiul Bizantin, care e Imperiul Roman, în fond, care a trăit până la jumătatea secolului al XV-lea, o performanță incredibilă, care Imperiului apusean roman nu i-a ținut. Ei, în secolul V, au căzut. Dar cele două creștinătăți, latină și greacă, au avut un destin istoric diferit și ceea ce noi numim creștinătatea care s-a globalizat pentru prima oară, este un produs al creștinismului latin. Spuneam că Europa este un dar al creștinismului. Europa a fost făcută de creștinism în mod indiscutabil. Acum, discuția despre cum a fost făcută Europa de creștinism este foarte pasionantă, dar nu o putem duce acum, deși subiectul îmi stă atât de mult la inimă, încât oricând m-aș întinde 24 de ore să vorbesc despre asta cu cei care sunt interesați de subiect. Dar pornim de la acest fapt că Europa este un dar al creștinismului și că a fost făcută de creștinism. E, situația creștinismului este stranie în această Europa care a fost făcută de el, pentru că este o religie mult mai puțin prețuită în Occidentul de astăzi decât este islamul bunăoară sau iudaismul sau orice altă formă asiatică de religie. Budismul zen, de exemplu. E foarte cool, budismul zen. Hinduismul e foarte tare. Budismul e ceva extraordinar, nu? Toate astea sunt atrăgătoare, au ceva care stimulează imaginația. Dar dacă occidentalului mediu îi spuneți că sunteți pasionați de Bernard de Clairvaux, ce va ști el despre Bernard de Clairvaux este că a fost inițiatorul unei cruciade. Iar cruciadele au fost un lucru îngrozitor pe care creștinii imperialiști l-au făcut împotriva inocenților musulmani, zăgăzuindu-le creșterea lor științifică și culturală, care, dacă n-ar fi fost creștinii latini, i-ar fi condus la împlinirea marilor civilizații, care așa, cu ei, începând cu secolul al XIII-lea, a intrat într-o bizară, într-adevăr bizară, stagnare. Că până atunci erau niște competitori foarte credibili. Foarte credibili. Ei bine, cum s-a ajuns la asta? Ca creștinismul să fie în propria lui casă, cumva prigonit și desconsiderat. Acea desconsiderare care decurge nu neapărat, deși și din asta, din condamnare, ori din rezervă, cât din faptul că nu mai e atrăgător, nu mai place. Asta este ceva care pentru mine este cu adevărat incredibil. Să-ți uiți în așa măsură bogățiile și frumusețea propriei tradiții culturale, încât toate, mă scuzați, fleacurile culturale care vin din alte zone, numai pentru că vin din alte zone, să fie mult mai atrăgătoare. Și când spun fleacuri, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar o spun în cunoștință de cauză. Fleacuri spirituale, de exemplu. Păi, dacă te duci la tradiția patristică, la rezervorul de
de literatură mistică, de limbă latină sau greacă, care constituie tezaurul creștin, acoperi totul. Totul în termen de spiritualitate. Dar erudiții mai știu lucrurile astea azi. În rest, dacă vă duceți în biblioteci, în librăriile occidentale astăzi, las că ele nu seamănă deloc cu ce ne-am obișnuit noi aici și mai știm în slavă Domnului din acest punct de vedere, înapoiata noastră Românie, în care literatura umanistă este acolo, filozofia este acolo, religiile sunt acolo. Nu, la ei vedeți ezoterism, și spiritualitate, și acolo găsiți tarot, chestii New Age, și mult budism, mult zen, mult hinduism, islamism, sufii, nu știu ce, tot felul de lucruri de astea, dar în mică măsură găsești mari autori ai tradiției noastre spirituale. E bine, cum s-a ajuns la asta? Răspunsul pe care o să vi-l dau e puțin tel paradoxal, dar mizez pe faptul că asta vă va stimula. Teza mea este următoarea. Modernitatea nu a apărut împotriva creștinismului, ci ca o consecință a creștinismului latin. Modernitatea este o invenție a creștinismului latin. Faptul că a apărut în interiorul creștinismului latin nu este o întâmplare. Decurge din câteva decizii importante care au fost luate de către Biserica Romano-Catolică, deci în interiorul creștinismului latin, începând cu a doua jumătate a secolului al XI-lea. Cea mai importantă, poate, din punct de vedere instituțional și cu consecințele legale, adică juridice, cele mai însemnate, a fost așa numita Revoluție Papală, pe care a făcut-o Grigorie al VII-lea. Un papă senzațional, care a creat o partidă, partida papală, din înalți prelați, din teologi, care s-au răspândit, pentru că era o lume globalizată, în toată lumea creștină, și îl găsiți pe un astfel de om al partidei papale, arhiepiscop de Canterbury, Thomas Becket, care a fost asasinat de către fostul lui camarad de curvă săreală, Henric al II-lea Plantagenet. Lui Thomas Becket îi aparține una dintre cele mai splendide vorbe creștine care a fost vreodată rostită. Era în litigiu cu un nobil, și nobilul a adus ca argument cutuma. E un argument rezonabil. Dar cum i-a răspuns Thomas Becket? I-a zis, Hristos când a venit nu a spus, eu sunt cutuma. El a spus, eu sunt adevărul. Această opoziție față de orice cutumă a adevărului este ceva adânc revoluționar și exprimă cu o vorbă memorabilă tot geniul reformei juridice pe care a făcut-o acest papă admirabil numit Grigore al VII-lea. Lui aparține ideea universității. A trimis un număr de oameni învățați la Bologna și le-a spus să stabilească cu acuratețe filologică ce s-a păstrat din tradiția juridică și legală a Imperiului Roman. Și pe filiera Justinian, secolul VI, deci pe filiera bizantină, au fost aduse corpurile de lege, au fost redactate, adunate la un loc și ele au constituit corpul juridic al reformei papale. Pentru că atunci când ai de rezolvat un litigiu, sunt doar două căi. O cale este să invoci cutuma și să pui în mâna cutumei o sabie. Pentru că cutuma singură nu convinge. Pentru că eu am cutuma mea, dumneavoastră aveți cutuma dumneavoastră. Sunt două cutume care se bat. Cum rezolvăm dincolo de asta? Păi, cine are mai multă forță în cele din urmă? Dar mai există o cale. Hristos nu a spus eu sunt cutuma. A spus eu sunt adevărul. Iar adevărul este ceva care poate fi stabilit prin ceva ce toată lumea convine că este așa. Adică, dacă stabilești faptele și regulile într-un mod indiscutabil,
atunci nu cutuma și nici forța decide, ci adevărul, adică dreptul. Și la Bologna, la sfârșitul secolului al XI-lea, s-a format nucleul primei universități. Această formulă instituțională nouă, fără precedent, dar care avea să aibă un destin formidabil, a schimbat fața lumii. Este doar una dintre marile reforme pe care biserica, creștinismul le-a făcut în primele două secole de după schimbarea mileniului și prin care s-au pus bazele instituțiilor ori mentalităților care au creat, începând cu secolul al XIV-lea, modernitatea. Pentru că modernitatea nu este ceva care apare precum Atena din capul lui Zeus, deja cu coif și cu armă în mână. Este ceva care se formează în timp și s-a format din începând cu acest lucru care se numește Revoluția Papală. E un fenomen foarte complex, care este în marea lui majoritate un fenomen intelectual, s-a petrecut în mințile oamenilor înainte de a forma instituții, pentru că pe lumea asta, așa cum a făcut-o Dumnezeu și așa cum ne-a făcut pe noi după chipul și asemănarea Lui, sursa oricărei inovații, a oricărui lucru, este sufletul omului, mintea lui. Tot ce vedeți pe lume în momentul de față a fost mai întâi în mintea noastră. Tot. Tot. Și din acest motiv, cum spunea un scelerat, anume Iosif Visarionovic Stalin, omul este cel mai de bun, cel mai de preț capital. Pentru că fostul seminarist știa acest lucru, că acele făpturi, creația lui Dumnezeu, care au în ele chipul și asemănarea lui, acelea dețin sursa oricărei creativități. Deci tot ce a fost în lumea asta a existat mai întâi în mințile oamenilor. Și ceea ce este cu totul și cu totul remarcabil, că oamenii aceia care aveau acele minți în care s-au format datele modernității, au fost toți călugări și teologi. Toți, fără excepție. Bazele modernității au fost puse în interiorul, nu spun bisericii, în interiorul lumii pe care Biserica Romano-Catolică a ordonat-o, pacificat-o și, în fond, a creat-o. Creștinismul medieval latin este o creație a reformelor din Biserica Romano-Catolică, care pleacă de la această revoluție papală. Treptat începând cu secolul al XIV-lea, care este un mare secol al teologilor și al fizicii, pentru că foarte multe dintre elementele indispensabile creației sau nașterii științei moderne a naturii în secolul al XVII-lea, prin figuri eminente precum Galileo Galilei, Descartes sau Isaac Newton, au fost puse în acest scolastic secol XIV. Au fost la colegiul Merton din Oxford, așa numiți calculatores, niște logicieni și matematicieni de geniu care au folosit pentru prima oară logica formală și geometria pentru a matematiza natura. Lor le-a venit prima oară această idee. După aceea, doctorii parizieni, Buridan și Cuoresm, sunt cei care au preluat acest tip de reflexie și au dus-o mai departe. Au inventat o fizică a impetusului, a impulsului. Au propus pentru prima oară unificarea legilor care descriu comportamentul astrelor cu legile care descriu comportamentul obiectelor care se mișcă în zona sublunară, cum se numea pe vremea aceea. Pe scurt, nu pot intra în amănunte, dar aproape tot ce s-a elaborat în secol, nu, tot ce s-a născut în secolul al XVII-lea ca fiind miracolul științific, a fost creat într-un fel sau altul în mințile acestor teologi, care erau și calculatores, din secolul al XIV-lea. Dacă este să definim modernitatea prin cele patru elemente fundamentale ale ei, pe care am să le expun imediat,
Toate patru nu că au rădăcini, au elaborări adânci în evul mediu, adică în creștinismul latin. Capitalismul este ceva ce a apărut încă de atunci, având ca impuls raționalizarea moralei publice în interiorul tomismului. Este obiecția pe care Werner Zombart i-a adus-o lui Max Weber în momentul în care el a lansat faimoasa teză despre legătura dintre spiritul capitalismului și etosul protestant. Zombart i-a spus, să știi că nu au așteptat secolul al XVI-lea societățile europene ca să își raționalizeze comportamentul public potrivit unei morale deja raționalizate, cum crezi tu că au făcut puritanii în secolul al XVI-lea. Lucrul ăsta există deja din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, începutul secolului al XIV-lea, prin impactul extraordinar pe care l-a avut pe de o parte canonizarea lui Toma d'Aquino și pe de altă parte tipului lui de raționalizare a moralei care a produs o raționalizare a vieții sociale și așa mai departe. Deci capitalismul este cumva o invenție creștină. Sunt multe de spus aici, dar nu pot elabora mai mult. Știința modernă a naturii, spiritul științific, raționalismul, toate astea sunt atât de strâns legate de creștinismul latin, cum nu vă puteți imagina. Și pentru că suntem într-o biserică catedrală care are hramul Sfântului Vasile cel Mare, trebuie să vă spun că acest mare sfânt al creștinătății a fost și cel care a perfecționat o specie literară, Hexaemeronul, care este comentariu la cele 6 zile ale creației, prin care Sfinții Părinți ai Bisericii și-au pus problema cum putem concilia Geneza din Biblie cu știința. Pe vremea aceea știința era știința grecilor. Contrar a ceea ce se crede că Evul Mediu a crezut vreo clipă că pământul este plat, n-a crezut nici o secundă lucrul ăsta, datorăm faptul că noi avem o concepție științifică, riguroasă, despre cum arată lumea, acestor părinți și lui Vasile cel Mare între ei, prin faptul că ei au încercat să pună de acord știința grecilor, care era pur și simplu ceea ce rațiunea stabilise prin raționamente corecte și prin experimente, dacă este cazul, pe vremea aia nu prea era, mai târziu a apărut și acest adaus, cu ceea ce știm prin revelație, adică prin Cartea Facerii din Vechiul Testament. A fost o reflexie îndelungată. Augustin, de exemplu, care de la maestrul lui, Sfântul Ambrozie al Milanului, care îl știa bine pe Vasile cel Mare, a preluat tema Hexaemeronului, de 5 ori de-a lungul lungii sale vieți, a încercat să rezolve această problemă, producând comentarii pe care l-a intitulat Despre Geneză ad literam. Pentru că trebuia să faci două lucruri. Trebuia să împaci revelația, căreia trebuia să-i acorzi de plină credibilitate și în același timp să crezi în rațiune. Dacă un raționament corect și un experiment bine făcut îți spun că ceva este într-un fel, numai dacă nu ești în toate mințile, poți crede că felul în care tu interpretezi revelația are dreptul să-l contrazică. Și de atunci s-a născut acest principiu exegetic care spune că ceea ce rațiunea poate stabili în mod sănătos și indubitabil nu poate fi contrazis printr-o interpretare a revelației. Iar acest lucru ați recunoscut perfect germenii raționalismului. Raționalismul nu s-a născut în secolul al XVII-lea. S-a născut în interiorul creștinismului ca o atitudine care poate fi legată și de această admirabilă literatură tipic creștină, care este literatura de tip Hexaemeron și în care Sfântul Vasile cel Mare a avut unul dintre cele mai inteligente comentarii. Noua atitudine, noua relație între puterea de stat
și drepturile individului, pe care o putem să numim în multe feluri. Drepturile omului, stat de drept, domnia legii. Îi puteți spune în foarte multe feluri, dar toate exprimă un nou raport între individ și puterea statului, care spune că libertatea individului este compatibilă numai cu un principiu de limitare a tuturor reciprocă, a tuturor puterilor care sunt active în interiorul statului. Asta este tot o temă creștină, războiul investiturilor, așa îi se spunea în Evul Mediu, și este ceva care ține de echilibrul dintre biserică și imperiu, dintre puterea spirituală și puterea seculară, și este ceva care are legătură cu un lucru pe care Hristos l-a spus în Evanghelii, în momentul în care a fost ispitit cu întrebarea dacă trebuie sau nu să plătim impozite. El nu a spus trebuie. A dat tot un răspuns genial. A spus, ce este pe această monedă? Pe o față este echipul cezarului. Dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și cezarului ce este al cezarului. Această regulă de împărțire a puterilor în cosmos, între puterea seculară și puterea religioasă, face ca în modernitate, și când spun modernitate, spun de fapt în creștinism, care a preluat această temă, modernitatea din creștinism, să nu fie posibile aberațiile care în secolul 20 au produs peste 180 de milioane de victime. Religiile politice. Religia politică este o abominație din punct de vedere creștin, pentru că transformă în religie ceva ce trebuie să rămână doar politic. Comunismul este o religie politică. Nazismul este o religie politică. Sunt abominații în fața lui Dumnezeu și, din păcate, n-au fost și în fața oamenilor. Și foarte mulți oameni, nu numai scelerați au fost conducătorii, dar mulți de bună credință, au crezut în cele două utopii redemptive, fie cea fascistă, fie cea comunistă, și în felul ăsta au aprobat moartea a peste 180 de milioane de oameni, într-un interval care începe cu 1917, momentul în care bolșevicii dau lovitura de stat împotriva Republicii Ruse a lui Kerensky în Rusia, și nu se încheie încă, pentru că Coreea de Nord este încă o țară comunistă și acolo oamenii continuă să fie torturați, obligați la condiții de viață mizerabilă și uciși. Deci această aventură totalitară a religiilor politice nu s-a încheiat. Dar vă rog să rețineți că religia politică este ceva care este abominabil, nu numai din punctul de vedere al modernității, ci și din punctul de vedere al creștinismului, de unde, de fapt, modernitatea a preluat acest principiu al separării puterilor în cosmos între puterea seculară și puterea religioasă. În fine, ăsta este și principiul secularizării. Separarea bisericii de stat este un fapt care este înscris în gena creștină, în fond. Și înainte de a fi un principiu al modernității, este și un principiu al creștinătății. Modernitatea se naște în interiorul creștinismului nu dintr-un accident, ci pentru că numai în interiorul creștinismului se putea naște, întrucât toate principiile ei, dezvoltate în mod specific, adevărat, sunt preluate din creștinism, pentru că au fost mai întâi elaborate acolo. Prin urmare, ca să-mi duc argumentul mai departe și să-l închei, pentru că e deja târziu, dacă Europa este un dar al creștinismului, modernitatea însăși este un dar al creștinismului. Faptul că modernitatea s-a putut ridica împotriva creștinismului este unul dintre misterele de teodicee ale lumii în care trăim. Am răspunsuri pentru lucrul ăsta, dar nu vreau să le să dea până aici în fața dumneavoastră răspunsurile astea, ci doar vreau să vă confrunt cu faptul că, deși modernitatea s-a născut în creștinism, pentru că creștinismul
este o religie de această structură, de această structură tipică, cu toate astea, modernitatea s-a construit din ce în ce mai mult ca ceva împotriva creștinismului. Și și-a ajuns la aberația incredibilă că în momentul în care Uniunea Europeană a încercat să-și dea o Constituție, Comisia însărcinată cu stabilirea proiectului Constituției Europene, atunci când a fost, când s-a pus problema preambulului Constituției, și știți foarte bine că în logica constituțională preambulul este foarte important, pentru că el declară spiritul în care trebuie citite articole de lege constituțională, în momentul în care Comisia însărcinată cu proiectul de Constituție și-a pus problema redactării preambulului, propunerea poloneză ca să existe o mențiune a tradiției creștine în interiorul preambulului a întrunit opoziția majorității influente, ca să spun așa, din această comisie și a căzut. Deci nici măcar să recunoaștem că suntem de origine creștină nu se mai poate. Asta este ceva atât de scandalos, încât mă mir că nu urlă lumea în continuu după această decizie arbitrară și scandaloasă a acestei comisii pentru propunerea unei Constituții Europene. Cum s-a ajuns aici? Vorba lui Eminescu, te întreabă și socoate. Dar cum ne putem raporta la acest lucru? Există o carte, Un Europa Cristiana se numește, ea a fost scrisă în italiană, deși cel care a scris-o este vorbitor de limba engleză. Numele lui este Joseph Weiler. Este un constituționalist, este specialist în drept european, un savant de origine evreiască, care, ca evreu practicant, pentru că el este evreu practicant, a încercat să ne dea nouă fraților lui, creștini, o mână de ajutor. Și și-a pus pentru noi, pentru că noi nu mai îndrăznim să ne punem problema, fie de teama corectitudinii politice, fie pentru că suntem atât de amorțiți în imbecilitatea, ăsta e un cuvânt latin care înseamnă slăbiciune. În slăbiciunea noastră, deci imbecilitatea noastră, suntem așa de terorizați încât nu mai putem reacționa. Și el ne-a dat o mână de ajutor. Și și-a pus pentru noi problema. Cum e posibil? Cum e posibil să negi evidența? Te duci în Europa și 99% din lucrurile pe care le vezi sunt urme ale culturii creștine. Te duci într-un muzeu și 90% din lucrurile de acolo nu le poți pricepe dacă nu înțelegi că ești, că provin dintr-o cultură creștină. Cum e cu putință în aceste condiții în care mărturia creștinismului urlă, strigă, țineți minte injoncțiunea, dacă voi nu veți spune nimic, pietrele acestea vor striga în locul vostru. Pietrele strigă de peste tot în Europa că sunt creștine. Oamenii tac. Ne-a dat un mână de ajutor, a pus această problemă. De unde vine această cristofobie în Europa? Și între lucrurile pe care el le-a semnalat este următorul. Zice, eu cunosc mulți creștini practicanți dintre figurile care lucrează la Uniunea Europeană, de exemplu. Dar nimeni nu știe lucrul ăsta. Pentru că discreția cu care un creștin, cel puțin în Europa Occidentală, se manifestă, pentru că așa a fost interpretată separarea bisericii de stat și afirmația că religia este doar de ordin privat și nu de ordin public, ceea ce este o aberație, pură aberație, încât nu-ți dai seama din nimic din ce spune ori face acel om, că el este de fapt un creștin practicant. Deci primul lucru care trebuie spus, cum Weiler însuși o spune, că este un evreu practicant, este să nu numai să spui că ești creștin, dar în raționamentele publice pe care le faci, faptul că ești creștin să se vadă. Altfel spus, referința la Dumnezeu, nu în mod bigot, nu în mod exagerat, dar în raționamente,
în propunerea de valori. Acest lucru să se vadă. Este foarte simplu. Nu-ți cere eroism lucrul ăsta. Nu trebuie să te lupți. Nu te aruncă nimeni în pușcărie. E atât de simplu. Trebuie doar să înțelegi că faptul că spui crezul la biserică și spui Tatăl nostru, creează pentru tine o obligație de a dezvolta raționamente publice care să includă valorile creștine. Simplu. E simplu. Și am să închei prin a-l evoca pe părintele Andrei Scrima, care a fost un călugăr ortodox. A auzit cineva de el? Da. Da, mă bucur. Mă bucur foarte mult. Bun, dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că își amintește lumea de părintele Scrima. Era cineva foarte excentric. Știa o mulțime de limbi. Era călugăr. E important să înțelegeți asta. Era un călugăr riguros. Om de lume. Enorm de cultivat. Și foarte paradoxal. Îi provoca pe cei pe care îi numea călugări forestieri, încheiindu-și convorbirea spunând Inshallah, ceea ce îi nebunea. Deci era un om paradoxal, dar, cum știți foarte bine, creștinismul este paradoxal și teologii creștini au dezvoltat tema creștinismul este un scandal. Pentru că Fiul lui Dumnezeu este ceva care scandalizează adânc. Iar el fiul omului, în epocă, el care se însoțea cu prostituate și cu vameși și cu oamenii de jos, el care a venit ca cel mai umil pentru a face de râs lucrurile cele mai înalte ale lumii acesteia, era un scandal. Deci, Părintele Scrima, atenție, nu ca persoană privată, ci în calitatea lui de călugăr, era un scandal. Și era și foarte riguros, asta trebuie spus. Ei, odată l-am întrebat, părinte, spune-mi, praful o să se aleagă de cultura noastră, europeană și de creștinism. De ce spui asta, m-a întrebat. Păi, părinte, pentru că s-a rupt ciclul transmiterii. Simplu. Dacă învățământul nu mai transmite cultura religioasă creștină, este limpede că oamenii nu vor mai putea ști despre ce vorbește Dante în Divina Comedie. Toate referințele creștine din arta plastică vor deveni opace. Noi nu știm o statuetă din Ciclade din 4500 înainte de Hristos ce semnificație avea. Așa va fi când vom privi Fecioara cu pruncul. O să zicem un simbol al maternității. Ce frumos! Sânul, copilul, da? Interesant. Când o să vedem o persoană care este răstignită, o să zicem, domne, poate că era un cult violent în care oamenii erau chinuiți în felul ăsta. Semnificația se va pierde dacă transmiterea culturală e tăiată. Și părintele mi-a spus ceva de felul ăsta. Două lucruri mi-a spus. Primul este, dragul meu, încetează-mă. Acum sunt mult mai relaxat când vă povestesc. Eu atunci eram foarte... Îmi stătea la inimă și eram pasionat așa și sufeream când vorbeam. Și el mi-a zis, dragul meu, liniștește-te. Dacă tu pui atât de mult la inimă lucrul ăsta, cât crezi că stă lucrul ăsta la inima lui Dumnezeu? Lasă acest lucru, adică soarta creștinismului, în seama lui Dumnezeu. Nu e pentru umerii tăi. Și asta m-a repus la locul meu în lume. Într-adevăr, sunt probleme care ne pot îngrijora, dar ca să zic așa, îl îngrijorează mai mult pe Dumnezeu decât trebuie să ne îngrijoreze pe noi. Asta înseamnă două lucruri, să-ți cunoști locul și să ai încredere. Atenție, să ai încredere. Nu numai să-ți cunoști locul. Și al doilea lucru pe care mi l-a spus este următorul. Dragul meu, creștinismul a apărut ca o evanghelie.
adică ca un cuvânt bun și eliberator, ca o veste bună. Această veste bună a creat comunități care erau în răspăr cu mai mari zilei și cu puterea de stat. Și am reținut de atunci numele de creștinism al catacombelor. Vestea bună acolo era rostită, în catacombe. Pentru că oamenii îi prigoneau, puterea de stat îi batjocorea și îi prigonea și când era depus de aruncat la lei cât un creștin, nu se economisea acest lucru și erau aruncați la lei. Și atunci vestea bună trăia în catacombe. După aceea, mi-a spus părintele Scrima, creștinismul a ieșit la suprafață, mai întâi prin legalizarea lui Constantin, apoi prin impunerea ca religie de stat sub Teodosie cel Mare. De atunci, creștinismul a devenit o religie a statului. Când devii o religie a statului, lucru e puțin tel periculos. E bine pentru că nu te mai prigonește nimeni, e bine pentru că tu poți forma lumea în acord cu credințele tale, dar e rău pentru că puterea este un lucru echivoc. Pentru că puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. Cu cât ai mai multă putere, cu atât corupția este mai aproape de tine. Iar acest lucru s-a întâmplat și cu biserica. Biserica a căpătat putere, a devenit stat. A făcut lucruri remarcabile. Am spus mai devreme că Europa este un dar al creștinismului. Nu ar fi putut fi un dar al creștinismului dacă biserica nu ar fi fost, n-ar fi avut puterea pe care a avut-o. Dar oamenii au început să uite, mi-a spus părintele Scrima, că Hristos nu este nici statul, nu este nici sociologia manifestărilor legate de biserică, nici instituție, nici nu mai știu ce. Este Hristos, Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu. Creștinismul scapă oricărei definiții instituționale. El este practicat într-o formă instituțională, dar focul lui viu scapă oricărei formule instituționale. Ori, spune părintele Scrima, ori. Noi trebuie să ne reamintim acest lucru. Trebuie să recăpătăm acea dimensiune a creștinismului care este izvorul lui viu, acela care transcende orice determinație sociologică, istorică, culturală, instituțională. Suntem confruntați cu obligația de a redescoperi acest lucru. Așa că metaforic, mi-a spus părintele Scrima, dragul meu, ne reîntoarcem în catacombe. E o veste bună.